Salutare nocivanilor! Bine v-am găsit la un episod super genial pentru că am reușit să intrăm în celula Ameliei. O să vă și arăt cum am reușit chestia asta, dar înainte de asta, fraților, uitați-vă cât de genial arată aici. În jocul ăsta, practic, e imposibil să intre aici. Știți și voi că doar dacă deschizi ușa, după aia uh, apare cinematicul ăla, o salvezi pe Amelia și cam aia este. Dar noi, pe live pe Streamcraft, am reușit să intrăm aici. O să l inspectăm pe Amelia O să ne uităm să vedem ce o pățit De deci, ce naiba va avea bubelelea pe față Vedem ce scrie și pe ecusonul ăla Dar înainte de asta m-aș bucura dacă ați susține episodul cu un like, un share, un subscribe Și nu știu, nocif.insta, Instagram, un follow acolo uh, Easy clan, easy în descriere Sunt puțin obosit când filmez episodul ăsta Dar nu asta contează Avem un episod blană de raton Și trebuie să rupem tot cu el pentru că, să fim serioși, credeți-mă, nimeni nu știa de treaba asta că se poate face asta. Pur și simplu am zis eu, ha mă să încerc. Cine știe, poate merge. Și fii atent, chiar o mers. Ok, deci, dăm aici frumos, dăm play. O să intru pe Ghost, merge pe orice dificultate, dar eu zic că e mai ușor pe Ghost. Nu te urmărește nici bunicul, n-ai nicio treabă. Eu zic că merită episodul ăsta un pic de susținere. Nu cred că s-o gândi cineva măcar să facă treaba asta. Eu m-am gândit de mult, dar am zis, frate, n-ai cum să faci asta. În fine, acum sunt lucruri basic, știți și voi să intrați prin casă, bla, bla, bla. Uh, ne trebuie green key-ul ca să ajungem în spate. E pe frigider? Da, perfect. Bam. Deschidem ușița. Bunicul n-are nicio treabă cu noi. Bunicule, mergem la Amelia, bunicule. Să vedem ce ascunde nebunul ăsta pe acolo. Trebuie să fie ceva secrete. Bun. Deschidem frumos aici ușița. Și fiți atenți. E foarte, foarte simplu. Credeam că e mai complicat de atât, dar v-am arătat în episodul anterior că puteți urca pe aici frumos, pe stâlpi. Că vă puteți duce să ieșiți din casa bunicului. Ei bine, astăzi fiți numai atenți. Vă duceți frumos aici. Bam. Faceți. Opa, bă, bă, bă. Așa, bun. În 3 secunde ați intrat aici, vă băgați sub acelea și vă puneți jos, vă puneți sus, bla, bla, bla și ați intrat. S-a văzut acolo simplu. După care mergeți, luați tranquilizantul. Nu știu dacă am avut noroc să intru acolo sau o să-mi din prima. Uh, aveam și ăsta. Da băi, și ăla. Bun. Te duci frumos aici și... -am. Te pui jos. Bam, 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 faci asta în continuu După care arunci asta Nu am mers din prima Deci uh, trebuie să te lași jos După aia să te ridici Și în același timp când te ridici Să arunci arma din mână Cel puțin mie așa mi-a reușit înainte Hai să vedem dacă mai merge Bam Ok Cum naiba am intrat frate Nu ne lăsăm Și cum ar fi să nu mai îmi iasă acum? Tocmai de asta m-am gândit să, uh, să încep episodul arătându-vă că am reușit să ajung acolo. Da, așa am reușit înainte Oh, let's go boys Știu, știu, știu cum trebuie să intri, gata, mi-am dat seama Dar uh, Da, arma unde-i? m am aruncat aici Gata, bă, dar nu știu dacă mai pot ieși, în fine Poate putem ieși pe partea asta Doamne ajută, am reușit din nou Deci avem aici o lampă foarte dubioasă Care nici măcar nu are un bec De ce naiba luminează sau ce naiba luminează mai bine zis. Dubios rău. Și o avem pe Amelia aici care are ochii deschiși. Amelie! Răspunde! Nu răspunde, i E, e se sau ceva. Are niște bube foarte, foarte ciudate pe față. Zici că detectiv deja. Tu -du -du Și hai să vedem ce scrie pe Ecuson. Scrie Mr. Meat. Uh, bam, bam, bam. Iată, am o idee. Așa că mi iese. Uh, Ecuson. Bam. Punem aici Ecuson. Bam. Foc și mărim. Oh, forță! Nu se prea înțelege, nu e atât de clar. Scrie Mr. Meat, e o poză cu ea. E un cod de bare Codul ăla mă gândesc că uh, Pentru cei care nu știu povestea jocului Amelia, fata care a dispărut Și se presupune că a fost răpită de bunicul măcelar Și chiar a fost răpită pentru că am găsit-o eu aici uh, Lucra la el Acolo la fast food lui Sau ce naiba, avea el Mr. Meat, așa se numește Deci da, până la urmă urmei Erau angajat acolo Care e cu sonul Ok, altceva nu mai văd pe ei cu sonul ăla Bam Hai să dăm un zoom și pe fața ei. Fac. Fața Ameliei. Bam, 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 bam. Okidoki. Hai că e prea mare, dat. Ok, și acum putem vedea fața Ameliei. Vedeți că... Dar nu, nu vedeți mie cursorul. Un pistrui așa mai mare are formă de inimă. What the hell, bro? În fine, parcă stă cu gura deschisă. Vai, dar e prea creepy, bă, du-te în pana mea, lasă-mă, gata, nu mai vreau. Uh, Blue GA, vedeți și voi că îți de noroi, hainele la fel. What the hell, bro? Dar nu se trezește, asta e dubios. Sunt la ea în cameră, dar n-are nicio treabă. Hai, măi, că te salvăm. Are niște păpuși dubioși în picioare Da, cam asta e cu Amelia Puteți intra și voi, ați văzut Și puteți să vedeți voi mai multe Dar acum sunt curios dacă pot ajunge în laborator Tot așa Ok, unde e ăsta? Din câte am observat, uite așa trebuie să Să intre arma cumva în zid Trebuie să meargă și pe aici, mă. Dacă am reușit prin partea trebuie să putem și pe aici. Totuși cum naiba? De ce nu iese din prima? Ceea ce am observat merge aici în colț. Te pui în colț, trebuie probabil să se vadă cât mai puțin din mâna ta, dar nu, nu, nu merge așa. Ok, bro, mai încercăm o dată. Trebuie mă să meargă. Ce naiba? Nu mă las. Măcar bine că am putut intra aici. Și mai avem mai multe chestii de făcut în joc. Um, cred că o să facem noi astăzi un live cu Mr. Mid. Nu sunt sigur. Să o poate facem cu Brawl Stars. Vedem. Și bine, nici asta nu sunt sigur. Dar aș vrea să fac un live pe YouTube astăzi. Să văd cum mă simt. Că astăzi, sincer, sunt destul de obosit. Filmez pe data de 15 august. Tocmai ce am găsit... Uh, chestia asta, să zic, informația, că putem intra la Amelia și am zis, de ce să nu facem un clip? Pentru că mi se pare super interesant. Iar, uh, din păcate, nu, nu știu, să obosit, trebuie să dorm, nu știu ce n-ai banca, am dormit destul, e și de la nădușală, probabil, nu pot să-mi dau seama. Am fost și la strand, într-adevăr, sunt ars maxim. Și asta s-ar putea să fie, poate am făcut insolație sau ceva, cel mai probabil. Ia uite, Vedeți că acum nu mai sunt gratile. Ia să vedem, putem ieși pe aici măcar? Frate, nu cred că mai poți ieși. What the hell, bro? Bă, nu cred că mai merge să ieși, mă. Și o să rămân aici blocat cu Amelia? Dacă e o capcană a bunicului și nu mai poți ieși niciodată. Ar fi ceva. Bam, 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 tranquilizantul. Ce dubios. Ok, bră Nu vrea, bă Chiar nu înțeleg Alo? Urgh! Nu vrea Ok, o să mă pun în pat alături de Amelia Și o să încheiem episodul pentru că nu mai pot să fac nimic Vă mai las așa pe Amelia să... Bă, dar fii atent că se ține și de burtă. Asta nu prea nu prea am observat atunci. Probabil are o durere ceva îngrozitoare. Uh, e sigură din viață. Adică se vede clar asta. Camera asta e puțin dubioasă. De ce n-ai mai avea o cameră care are o intrare? Și practic asta e tot o intrare. O intrare către laborator. Și de ce ți pune încă o ușă aici? Asta nu pot să o înțeleg. Ok, înțeleg ușa asta, știi? Că te duci către laborator, dar dacă eu aș vrea să ascund pe cineva, nu mi-aș pune, frate, ușa aici, mi-aș pune doar aici. Vezi seama cât de greu e să ajungi prin laborator, bam, 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 bam. Și ajunge aici. Deci dacă vine cineva în pivnița ta, nu o găsește. Aici era fain să punem un perete fals, ca un fel de bibliotecă. Să iei o carte, să se deschidă ușa. Ar fi interesant. În fine, cam acesta a fost episodul. Vă las pe Amelia aici pe fundal. Sper că v-a plăcut, sper că mai vreți episoade de genul acesta și, nu știu, poate facem astăzi un live. Nu vă promit pentru că nu știu exact cum o să mă simt. Toate cele bune, vă salută și Amelia acolo pe fundal. Nocif.insta, Instagram-ul, EasyClan, EasyLove în descriere. Pa, pa!